muncitori relaxați pe un șantier de pe malul râulețului Durlești. Cine știe cât e de legal șantierul lor, dar comportamentul lor de angajați se pare că încalcă legile, securitatea muncii, codul muncii. Dacă se calișește vreunul dintre ei lucrând în condițiile astea, o să trebuie să plătim pensii de invaliditate noi, cetățenii. Și dacă se sesizez acum inspecția muncii, eu zic că legea s-a modificat și nu putem face controle inopinate. Ne trebuie dovezi clare. Ce dovezi clare? Ia ca de peste drum se vede cum se comportă angajații unei firme. Dar cui îi pasă? Iată și al treilea. Nu știu să-i vedem pe tot și al patrulea. Tot în spate la Moldex pe curge apă. Probabil apă potabilă. Se duce tot în râulețul Durlești. Cui pasă? Locatarii știu că ei îți plătească pierderile în rețea. Au semnalat vreo 1 oare la apă canal, la Termocom. Sau așteaptă să vină extraterestri să le rezolve problemele. Apa curge de lângă școală, de lângă biserică. Și nu se vede niciun muncitor lucrând aici ca să oprească scurgerea. Undeva sub pământ e crăpat. Dacă curge așa ciudat, răsare din asfalt apa. Parcă izvorăște. Peisaj urban contemporan.